Repere ale unei medicini integrative, medicina isihastă și viziunea ghelasiană. 4. Medicina isihastă este evident și o lucrare cu încărcătură apologetică, una prin care isihastul mărturisește că trebuie să redescoperim chipul triadic al revelației creștine, fără de care nu mai este creștinism. În acest fel ne încredințează că trebuie să avem în atenție distinția între realitatea în sine a creației, cea de rai, care este de chip trinitar, și realitatea așa cum se configurează după căderea din rai, atunci când se rupe chipul trinitar și apare o realitate de dualitate contrară ce se prezintă sub diferite numiri, pozitiv și negativ, bine și rău, acid și alcalin, yin și yang, etc. Însă, indiferent de numire, deci de termenii ce o desemnează, isihastul remarcă această dualitate contrară ca pe o consecință a căderii ce, în afara revelației cuvântului întrupat, este considerată, constatată, ca fiind însăși realitatea ca atare. Deși, propriu-zis, este vorba de o realitate încărcată de adaosul căderii, deci de o realitate dedublată care nu mai este capabilă să se identifice să recunoască pe sine, prin sine, decât în această formă amestecată, impregnată de dualitatea contrară, interferată de umbre și lumini ale căderii. Isihastul consemnează de altfel și că medicina chineză vorbește de yin și yang, nu ca fiind contrare, cum se consideră în deopte, de obicei în chimie, ci ca fiind complementare, se conțin reciproc, trecând unul în altul imediat ce se ajunge la punctul de limită dintre ele. Bolile, ce în această perspectivă pot fi atât ca yin, alcalin, cât și ca yang, acid, ar fi cauzate de fapt de blocaje ale mobilității transferului dintre acestea. Astfel, nu atât acidul sau alcalinul ar fi cauza distructivă în boală, cât lipsa de complementaritate, deci lipsa trecerii unuia în altul, fără autodistrugere și fără distrugerea celuilalt. Important apare astfel echilibrul dintre aciditate yin și alcalinitate yang, precum și trecerea directă de la una la alta. Însă, în orizont revelațional, medicina isihastă caută să identifice chipul real, triadic, cel neafectat de contrarietățile căderii, care se structurează memorial într-o realitate a căderii sub forma acestei dualități contrare. Această dualitate contrară, ridicată la nivel de principiu în sine al realității, e transformată în model interpretativ și schemă de operare care se aplică chiar și în cazul interpretării structurii alimentelor și a principiilor hrănirii, respectiv a abordării tratamentelor. Și în acest sens, al delimitării de realitatea căzută, în căutarea și identificarea chipului realității în sine, conform arhechipurilor revelaționale, se poate înțelege de ce isihastul susține că, din perspectiva medicinii isihaste, alimentul real trebuie să fie trinitar energetic, supraformă, formă, conținut. Adică trebuie să fie în egalitate trienergie, alcalin yang, acid yin și neutru. Medicina isihastă evidențiază astfel și energia neutrului ca fiind stabilitatea și permanența energetică. Astfel definește chiar sănătatea ca un neutru ce se deschide ca alcalin și acid în mod egal, reabsorbind în sine permanent pe unul când celălalt acționează. Afirmă explicit că fără neutru, terțul, inul și yangul, dualitate, sunt înțelese în acțiunea energetică, deși în modul practic și aplicat, greșit și confuz. Susține astfel consecvent logicii trinitare necesitatea neutrului ca element terțiar de mare importanță, chiar de mai mare importanță decât deosebirea yin sau yang. Însă, identificarea acestui neutru aduce cu sine de fapt o implicită recuperare a chipului triadic și a logicii sale triadice. Adică provoacă nu doar depășirea logicii dualității contrare, ci și reclamă și refacerea ordinii relaționale triadice prin situarea, identificarea neutrului ca origine din care ies și în care se întorc alcalinul yangul, respectiv acidul yinul. Isihastul condiționează într-un fel înțelegerea medicinii isihaste de așezarea în această taină trinitară a viziunii creștine, care totodată este identificată și ca însăși taina viului. Altfel zis, viul, în taina lui, trebuie descoperit după realitatea chipului său triadic și în logica sa triadică.
În acest orizont triadic, chiar esența bolii este de priceput tot ca o rupere a logicii trinitare, o rupere ce determină trecerea în contrarietatea dintre boală și sănătate, dintre viață și moarte. De altfel, în sacroterapia medicinii sihaste, care are în atenție și realitatea energetică și care e chemată să identifice și chipurile energetice din perspectivă triadică, se afirmă clar caracterul specific creștin. Fără trinitatea energetică, nu poate fi o sacroterapie creștină, afirmă Isihastul. Mai mult, consemnând chipul trăimic al energiilor create, Isihastul face și o clasificare a bolilor în raport de aceste trei categorii de energii ale trei energiei noastre de creație. Precizează în același timp că este o unică energie în trei deschideri energetice deodată, care este în asemănare cu chipul triadic al sufletului, care nu este de natură energetică, ci ființială, din ființialitatea chipului de suflet, dar din care se emană energiile proprii. Așadar, caracterul veritabil creștin al acestei sacroterapii este dat și de identificarea acestor chipuri energetice în forma lor triadică și nu în structura duală ca yin și yang, precum în medicina chinezească, la care face referire explicită. Se poate observa că Isihastul utilizează în alt context pentru exprimarea chipului triadic al realității energetice și alți termeni decât cei chinezești yin și yang, precum sunt cel de alcalin acumulativ, cel de acid exploziv, respectiv cel de al treilea ca neutrul pasiv. Însă, chiar și atunci când folosește termenii yin și yang, trebuie reținut că aceștia sunt de fapt înscriși în chipul triadic și articulați într-o logică triadică, adică li se conferă un alt sens și exprimă un alt conținut. Sunt extrași astfel din dualitatea contrară, din simpla complementaritate, și sunt transpuși într-o altă schemă arhetipală a realității, anume cea trinitară. De aceea, folosirea acestor termeni nu poate avea o rezonanță sincretică, cum în mod pripit sau superficial s-ar putea grăbi careva să suspecteze, întrucât este vorba de o reașezare a lor într-o altă viziune, cea creștină, triadică, isihastă. Termenii yin și yang, altfel spus, primesc un sens și un conținut nou, trec într-o altă viziune, sunt încreștinați, devenind astfel mărturii ale unei realități care își identifică modelul triadic, originar, arhetipal. Altfel zis, chiar dacă se vorbește de zisele principii pozitiv yang și negativ yin sau de alcalin și acid, Isihastul arată că în sens creștin trebuie să fie trinitate și ca atare, ca viziune isihastă, identifică și un neutru. Astfel, din perspectiva medicinii isihaste, a chipului triadic, chiar alimentele, alimentația în rolul lor terapeutic, sunt privite în această logică triadică care distinge între energii neutre pasive, respectiv energii acide active și energii alcaline, ca depunere și întoarcere în pasiv neutru. Isihast se face chiar și o delimitare față de clasificarea organelor într-un mod unilateral, numai ca yang sau numai ca yin, raportându-le necontrar și într-o egalitate la exteriorul și interiorul organelor. Totodată suntem preveniți asupra ordinii de relaționare în acest triunghi energetic ce prezervă această logică triadică fără de care alimentația poate deveni anormală și distructivă. Rămânând în această schemă triadică, consemnează neutru ca un al treilea și se delimitează față de modalitatea de clasificare a alimentelor doar în schema duală, doar ca yin sau ca yang, doar ca acid sau ca alcalin bazic. Mai mult, atrage atenția să nu se confunde yin-ul cu femininul și yang-ul cu masculinul, întrucât principiul feminin și principiul masculin le consideră peste acestea. Remarcă, pe de altă parte, că medicina oficială obișnuită este încă întemeiată pe concepțiile antice în care masculinul și femininul sunt dualitatea contrară, deci nu au nimic comun, ci se absorb și se anihilează reciproc până la dizolvarea chipurilor lor într-un impersonal unitar. Însă, în viziune creștină, unitatea este văzută ca lipsă de contrarietate, respectiv ca iubire naștere, ca o inimă comună și peste inima de naștere a comunului, sens în care se evidențiază și niște distinții psihofizice. Această definire a iubirii ca naștere de comun, nu ca autosatisfacție, și respectiv această definire a vieții ca reproducere de comun și nu ca autoabsorbire, până la autoconsumare, masturbare, descoperă în medicina isihastă repere pentru diagnosticarea patologiilor adânci și mai ales a celor de memorial de moștenire.
Vis-a-vis de principiul feminin și principiul masculin, trebuie spus că, în perspectivă isihastă, avem o medicină a chipului femeii și a chipului bărbatului și urmează o semnificație transcendentală cu referință la o ordine arhetipală. Trebuie precizat că, în această perspectivă, nu sexul este originea chipului de femeie ori a chipului de bărbat, ci însăși arhechipurile de origine, cele care se traduc apoi, desigur, și în energie corp, în sensul corporalității energetice, specific diferențiată și sexual. Chipurile de bărbat și femeie sunt produse ale chipurilor de tată și de mamă, iar sexul este considerat ca o prelungire în energie corp a chipurilor în sine de tată și mamă. În acest sens, se poate înțelege mai bine afirmația Isihastului că doar restabilirea chipurilor de mamă și tată mai poate aduce sănătatea și salvarea, aceasta fiind totodată o descoperire și o restabilire de ordine arhetipală a sănătății. Mai trebuie spus că, în viziunea Isihastului, sufletul nostru este etern chip de bărbat, ori etern chip de femeie, după cum a voit Dumnezeu să ne creeze sufletul fiecăruia. De ei se identifică veșnicul chip feminin și veșnicul chip de bărbat, ce nu pot fi atinse. Totodată, în această ordine arhetipală, putem afla reversul de a putea reveni la firea, identitatea originară. Se face astfel o distinție chiar între chipul feminin al dragostei față de chipul masculin al dragostei. Este o deosebire care, în viziunea isihastă, se datorează caracterului chipului în sine de femeie sau chipului în sine de bărbat și nu caracterului sexual corporal propriu-zis. Așadar, chipul de bărbat și chipul de femeie sunt considerate chipuri în sine, distincte, ca suflete în sine, dincolo de sexul corporal energetic. Altfel zis, nu sexul este cel care definește chipul de bărbat ori chipul de femeie în sine. Deci, sexul energetic corporal este de înțeles ca o reflectare, transpunere corporală energetică a unui chip sufletesc transcendent, care are deci o identitate dată de bărbat ori de femeie. Aceste detalii sunt relevante atâta timp cât se caută, se dorește într-adevăr, o terapie integrală de suflet și corp, întrucât vindecarea reală de boli este posibilă după Isihast, doar în această restaurată integralitate a unei realități în dublă deschidere ca suflet și corp. Medicina Isihast afirmă că noi suntem chip de suflet în primul rând, dar în traducere și de corp. În acest sens, sexualitatea energetic-corporală nu poate fi modificată, inversată opțional, fără riscul unei fundamentale contrarietăți și rupturi față de chipul în sine al sufletului care, cum s-a precizat, are caracter veșnic, fie de bărbat, fie de femeie, ca un dat, dar ființial fundamental, de neschimbat. Mai mult, vis-a-vis de această identificare arhechipală a chipurilor vieții în sine, medicina isihastă previne că o alimentație anormală poate întoarce pe dos aceste chipuri în sine ale vieții. Astfel susține că o alimentație anormală poate să inverseze chipurile corporale de bărbat și de femeie și să mascheze până la caricaturizare chipurile noastre ființiale, care sunt de bărbat și de femeie, care sunt dincolo de sex, deși sunt traduse și în corp ca sex, reproducere corporală. Se recomandă astfel caracterul neutru al pâinii harice și al alimentelor vegetale care păstrează echilibrul energetic specific fiecărei părți, propune deci folosirea alimentelor care nici nu masculinizează femininul, nici nu feminizează masculinul, așa cum se întâmplă cu alte alimente supraprocesate, hormonizate, modificate genetic, care produc dereglări frecvente în acest sens. Această înrădăcinare arhetipală și deosebirea de chipuri în sine, de bărbat și de femeie, face ca tratarea bolilor specifice femeii respectiv bărbatului să implice și o abordare în raport de identitatea și caracterul fiecăruia. Astfel, medicina femeii are individualitățile ei, întrucât pornește de la identificarea conștiinței în sine a femeii și amenirii transcendentale de a naște noi creații, care însă, ca suflete, sunt doar creația directă a lui Dumnezeu. De aici consemnarea că energiile corpului femeii, în vederea acestor nașteri, sunt ciclice lunare, în vreme ce bărbații sunt calificate de solare. Însă, ca medicina isihastă și în perspectiva orientărilor terapiilor naturiste și dietetice, afirmă că energiile feminine, ca energii lunare, se hrănesc cu energii solare, ceea ce face ca hrana femeii să trebuiască să fie solară, constând în zarzavaturi, fructe, semințe de suprafață și mai puțin alimente de întuneric. Apoi, în siajul menirii proprii, vedem ca medicina isihastă recomandarea unei griji deosebite a femeilor față de energiile acumulative, abdominale cu precădere,
dar totodată reținem, dincolo de grija purtată față de energiile acumulative, că centrul energetic propriu-zis este și la femeie, precum și la bărbat, tot centrul inimii. Vis-a-vis de aceste repere trinitare expuse, reținem că Isihasul afirmă explicit că medicina pe care o propune este o medicină de interrelațional al chipului trinitar al ființei create și nu o medicină de mecanisme și fenomene care s-ar întemeia doar pe un presupus informațional asimilat unui presupus spiritual. Face astfel o distinție a viziunii medicinii Isihaste nu numai față de perspectiva medicinii științifice, ci își reduce baza doar la un informațional fizico-chimic, ci și față de medicinile alchimice, magice, ce vorbesc de un informațional ocult, ascuns și etajat în planuri ierarhice, evolutive. Despre acestea, din urmă, tipuri de medicină evocate comentează nu doar că acestea văd omul de la materie la spirit, ci și că descoperă spiritul prin formele, fenomenele energomateriale, de unde acțiunea cu evidență pe corp și fiziologia lui. Altfel zis, aceste medicini alchimice magice prezintă o orientare a abordării care, pe de o parte, nu exprimă o viziune care vine dinspre temeiuri, deci dinspre arhetipuri, dinspre origine, ci una care survine dinspre materialitate și eventual tinde spre un spiritual. Și, pe de altă parte, chiar dacă acceptă existența nu doar a materialului, ci și a spiritualului, aceste perspective asupra medicinii nu caută o descoperire, o evidențiere directă a spiritualului, ci cel mult acceptă și propun o modalitate de evidențiere indirectă a spiritualului, una intermediată de forme, structuri și fenomene info-energo-materiale. Astfel remarcăm și o poziționare isihastă față de medicina zis științifică, care se restrânge doar la o descriere de mecanică informațională de chimism material, dar observăm și o delimitare față de medicinile alchimiste, magice și oculte, care fac o prezentare de ansambluri direct informaționale. Față de medicina obișnuită, care restrânge mecanismul corpului la un ansamblu de reacții fizico-chimice, care ar determina funcțiile organice specifice, medicina isihastă, în această orientare ordonare arhetipală, consideră organele și funcțiile lor în planul de structuri arhetipare care apoi se manifestă și ca efecte fizico-chimice. În această modalitate de recuperare a ordinii originare arhetipale, Isihasul reafirmă și încredințează că baza este suprastructura divină care se prelungește în structura de suflet, care la rândul său se prelungește în structurile energetice ce se concretizează în triplă deschidere ca organe, ca funcții și ca masă fizico-chimică. În raport de abordările unor medicini care asumă o teorie a configurării în corpuri, de la cel zis spiritual, la cel mental, eteric și apoi fizic, Isihasul afirmă că medicina isihastă vede o configurare personalistă de corespondență de euri ale entității unice, personale, proprii. Așadar, este o configurare într-o logică a corespondenților care pornește de la entitate persoană ca întreg și de la suflet psihic, de la unitatea eului personal. Deci nu se pornește de la corp corpului, nici de la parte la întreg, nici de jos în sus, nici de la material corporal la spiritual. Însă totodată Isihast se prezervă aceeași logică triadică în transpunere ca o entitate triunitate, cităm, unitatea euului personal, conștiința, duhul, memoria, euul activ, unitatea informației minții energetice, mental, mobilitate, acumulare ca triplu energetic, ce se prelungesc în unitatea de individualitate, organe, creier, inimă, sânge, se fac manifestare de funcții în celelalte organe cu reacțiilor fizico-chimice în unitatea de afinitate. Trebuie remarcat apoi și această prelungire, expresie folosită chiar de Isihast, care exprimă o ordine ierarhie de relaționare, un sens de configurare, de ordonare, influențare, de reintegrare. Cu alte cuvinte, prin viziunea sa iconică, integrativă, de unitate arhechipală, medicina isihastă se distinge de acele abordări, medicală și nu numai, care susțin alcătuirea omului din mai multe corpuri, fizic, eteric, astral, mental, cauzal, spiritual. Afirmă astfel explicit că medicina isihastă în fundamentul său iconic, personalist, nu le consideră corpuri, ci prelungiri, asemănări de reflectări și răspunsuri în cadrul unei configurații de entitate personală ce are în sine
o structură arhetipală permanentă prin care se fac toate manifestările știute. Se delimitează apologetic de înțelegerea unei configurări a acestor corpuri după necesități sau ca apariții prin deveniri evolutive sau de o înțelegere a lor ca instrumente, vehicule. Susține de fapt că sunt prelungiri și asemănări ce se evidențiază din, prin fondul naturii ființiale de creație și că sunt unitar cuprinse în însăși deschiderea ființialității entității personale, adică sunt subsumate și integrate în răspunsul participativul persoanei entității. Nu sunt dejupte de întregul uman, nu sunt corpuri autonome. Altfel zis, ruptura și autonomia lor este un semn de dezintegrare, este o depersonalizare, este o incidență, de fapt, și o marcă a căderii. Isihasul operează, desigur, și aici cu aceeași schemă triadică, dar și cu o distinție între ființialitatea sufletului în sine, cu tripla sa deschidere în sine, supra-eu conștiință, duh și eu personal, și prelungirea energetică triadică, mental, mobil, acumulativ, ce devin materialitate corp, în structuri funcții organice ce fac și reacțiile chimice respective. De altfel, trebuie subliniat că distinția între realitatea triadică a sufletului de natură ființială și structura triadică subiacentă de natură energetică este una foarte importantă pentru înțelegerea viziunii medicinii sihaste, respectiv a perspectivei sale integrative. În acest sens triadic, integral, atât ființial cât și energetic, observă tendința terapeutică de orientare energetistă, adoptată azi cam de mulți, ca fiind una care restrânge, care reduce toate fenomenele la statutul de energii informaționale, de unde magismul multora care încearcă o acțiune pe energii prin informaționalul mental și fizico-chimic. De aceea afirmă că în medicina isihastă trebuie să deosebim net sufletul ca psihic în sine de corpul material organic și de bioenergiile sale intermediare. Susține chiar explicit că medicina isihastă nu este medicina bioenergiilor, ci medicina chipurilor structurale, între care bioenergiile nu sunt decât un intermediar de reflectare și legătură. Evident, nu contestă existența acestor bioenergii, însă le descifrează și poziționează nu ca pe însăși bază substanțială a omului, ci doar ca pe o interfață între substanța sufletului și corp, ca fiind purtătoare de reflectare ale analogiilor, asemănărilor de comunicare dintre acestea. Le deposedează așadar de statutul de fundament al chipului omului, de caracterul substanțial, ființial, atribuit de isihast doar sufletului ce transcende realitatea bioinformațional-energetică. Le recunoaște însă calitatea de a nu fi de sine și prin sine și rolul iconic de intermediere, comunicare și reflectare, deci rolul și calitatea de a fi purtătoare de asemănare, de asemănări, analogii. Mai mult, ca medicina isihastă, trebuie spus că nu se ignoră faptul real al întrepătrunderilor energetice cosmice. Deci nu se desconsideră această legătură energetică cu toate energiile cosmice și nici aceste schimburi energetice prin zisa hrană energetică. Se remarcă chiar deosebirea între hrănirea cu lumina cosmică îngerească, hrănirea cu energia mentală omenească, hrănirea cu materia naturii. Dar peste aceste trei tipuri de hrană energetică adaugă, suprapune hrănirea din energia harică, necreată, cea arhetipală, care niciodată nu trebuie să se confunde cu energiile din creație, ci sunt energiile proprii creației, ale îngerilor, ale omului, ale naturii. Susține chiar că deranjamentele produse în acest complex de hrănire energetică universală generează anormalități, afecțiuni, boli. Cu alte cuvinte, medicina isihastă crede că doar recunoscând acest complex al întrepătrunderilor energetice intracosmice și supracosmice, create și necreate, se poate interveni ca perspectivă de reordonare. Acest detaliu al reordonării este unul terapeutic, important din perspectiva medicinii isihaste, întrucât boala este și dezordonarea, deci este și o ieșire, o cădere, dintr-o anume ordine structurată, ierarhizată, arhechipal, deci dintr-o ordine sacră.